Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint câteva produse pe care le-am achiziționat în weekend, de fapt astăzi. Am fost în mall, în a fi Cotroceni și bineînțeles că iarăși am mai găsit niște oferte la câteva magazine și o să vă arăt exact ce. Am și testat și parfumuri. A fost așa o experiență eu cu mine, ca să zic așa, am evadat în mall să văd ce parfumuri mai sunt pe la magazine. Am fost și la Boutique, magazinul Boutique. Mi-am luat și câteva produse de acolo, dar nu foarte multe. Mai mult am testat parfumuri. Apoi am mai testat și prin Sephora, am mai testat așa și pe la Obsentum câteva parfumuri, însă de cumpărat mi-am cumpărat din cu totul alte locuri și haideți să vedem exact ce mi-am cumpărat, de unde și ce anume. Bun, începem așa. Bun, o să începem. În primul rând, motivul pentru care m-am dus în mall este că cei de la Bed & Body Works aveau oferte la spray-urile de corp. Mai au ofertă și mâine, așa că dacă vreți să vă cumpărați spray-ul de corp la 39 de lei, atâta costă un spray, vă recomand să mergeți. Practic, el este redus de la 109 lei, cât este un spray, sau un spray, că de fapt așa se cheamă, dar eu tot timpul am tendința să-i zic spray pentru că așa spuneam în copilărie. Și vreau să vă zic că sunt la reducere acum, vă alegeți orice spray și din gama produselor selectate, sunt câteva produse selectate și vreau să vă zic că mi-am cumpărat acest spray Champagne Toast. Am și crema de corp, din câte mi-aduc eu aminte, așa că mi l-am luat și pe acesta. Evident că se simte așa un pic mirosul de șampanie, de prosecco, parcă e o șampanie din aceea fructată. Da. Și haideți să vedem dacă și găsesc ce conține, ce poate să conțină decât un miros fructat. Nu sunt trecute notele în cazul acesta. Însă îmi place foarte mult cum miroase acest produs. Și îl știu pentru că am și crema de corp și îmi place foarte mult cum miroase, iar body mist-ul este o nebunie, pur și simplu este o nebunie. Și văzusem foarte multe fete tinere, foarte multe adolescente care au mers special să cumpere genul acesta de produs și marea majoritate selectau acest Champagne Toast. Da, foarte bun, îmi place, mă bucur că l-am cumpărat. Al doilea spray sau spray, să vedem care este. Este acesta. Eu am crema de corp de la brandul acesta sau firma aceasta, brandul de la gama aceasta de produse Gingham Gorgeous. Îmi place și acesta cu miroase, este cu bujor și cu, din ce știu eu, și cu zmeură și cu bujor și zmeură, însă pe body mist nu este trecut acest lucru, doar spune că este fabricat din produse reciclate, 50% produse reciclate, nimic altceva. Iată că aceste produse nu au trecut și notele, așa cum au avut, cum am alte produse. Acestea nu au notele trecute, nu știu de ce au schimbat, pentru că ei de obicei menționau notele pe eticheta produsului. Da, cam așa arată și acesta. Îmi place și el cu miroase. Acesta este mai dulceag, se simte bujorul. Și
căpșun sau zmeură, cred că cu căpșun sau zmeură este acest produs. Da, miroase foarte, foarte bine. Și ambele sunt foarte fructate și miros foarte bine. Și mă bucur că le-am luat. Bun, și spuneam eu că am mers pe la butic și eram interesată să văd exact ce produse au și în special ce parfumuri. Am testat câteva produse, câteva parfumuri. Încă nu m-am hotărât să-mi cumpăr ceva pentru că nu am vrut să-mi cumpăr parfum. Nu știu, nu eram încă decisă dacă să-mi cumpăr. Nu sunt nici foarte ieftine parfumurile la ei. Pe de altă parte, am zis că vreau să testez înainte de a cumpăra ceva și nu venisem neapărat în magazin cu gândul de a cumpăra ceva. Pur și simplu, motivul pentru care am ajuns în AFI era mai mult pentru Bed & Body Works, nu neapărat pentru un parfum de la boutique, adică nu aveam mai setul de a cumpăra ceva. Așa că doar am testat ceva, însă uitându-mă pe acolo, mi-a atras atenția câteva produse, nu neapărat parfumuri. Că v-am spus, totuși vreau să mai testez, să mă decid și oricum prețurile nu sunt cele mai mici, să zic așa. Și ceea ce îmi plăcea era cam destul de scump și nu-mi doream neapărat să aloc acum bani pentru un parfum. Și haideți să vă arăt ce am luat de la boutique, pentru că mi-am cumpărat ceva și mi-am cumpărat două produse. Da, deci, în primul rând, această pastă de dinți, care arată așa old fashion, de la firma aceasta Mervis sau Marvis, o pastă de dinți atipică, așa mai exclusivistă la prima vedere pare după ambalaj, și spun ei că ar avea în compoziție sau ca și miros miroase a crini albi combinată cu prospețimea mentei și spun ei că practic este un gust floral rafinat. Acum nu știu ce să zic. Produsul este fabricat în Italia, da? Nu am încercat o astfel de pastă de dinți și eram curioasă să vedem exact cum este. Vă dați seama, apare așa un produs nu foarte, foarte ieftin. O pastă de dinți costă cam 36 de lei, cam așa. N-am încercat, nu știu cât este de bună. Mi-a atras atenția ambalajul și vă spun sincer că am cumpărat-o de curiozitate. Și haideți să vă arăt cum. Nu m-am dus neapărat pentru o pastă de dinți, însă mi s-a părut așa mai deosebit, așa, nu știu, părea diferită față de ceea ce folosim noi în mod curent și am zis de ce nu să încerc și genul acesta de produs. De miroase a mentă. Nu resimt neapărat mirosul acela de floral, de crin, buchet de crin. Încă nu l-am sesizat. Însă aș vrea să-l testez. Da, ce să vă zic, îmi place cum arată. Pare așa mai deosebită pasta de dinți. Foarte, foarte drăguță. O să vedem cum este. Oricum mi se pare așa mai sofisticată. Să zic sincer. Așa, și al doilea produs care tot așa mi-a atras atenția. De fapt, cred că nu mi-ar fi atras atenția dacă nu mi-ar fi spus vânzătoarea de acolo că au niște săpunuri de la firma de parfumuri sau produse cosmetice Reins. Și această firmă practic produce parfumuri și produse de îngrijire din 1795 și din câte am înțeles că chiar a creat o serie de parfumuri pentru Napoleon și familia lui.
Foarte interesant. Parfumul mi-am cumpărat, însă am zis că totuși un exemplar din acesta de la acest brand am zis că trebuie să-l iau. Mi-a atras atenția și ambalajul acesta. Vă dați seama că este destul de scump, nu e foarte ieftin. Însă, pur și simplu, mi s-a părut interesant brandul. Da, și mi s-a părut foarte, foarte drăguț acest produs. Așa că l-am cumpărat. Da, și vedeți aici și prețul, 45 de lei. Da, nu cred că o să-l folosesc prea curând, pentru că noi de obicei la baie folosim săpunuri lichide, însă cu siguranță o să-l pun printre lucruri că miroase foarte bine și am senzația că mi-am ales unul cu gardenie sau ce? Da, cu gardenie mi-am ales. Mi-am ales unul cu gardenie. Cam așa arată. Foarte interesant. Deci, și pentru că am făcut cumpărături de la ei, de fapt le-am cerut eu să-mi dea și niște sample-uri de parfumuri să încerc și mi-a dat acest parfum Orfeon. Orfion, cred că se citește. Da. Deci, și l-am mirosit. Se pare că este un parfum unisex. Îmi place, îmi place și brandul. Brandul este Diptych. Diptych și parfumul cred că Orfeon, pentru că se citește în franceză și așa se citește Orfeon. Deci nu se pronunță în engleză, da? Și miroase foarte bine parfumul. Este foarte intens. Este un parfum pe care mi l-aș cumpăra. M-am uitat să vedem cât costă. Este peste 700 de lei. Însă miroase super acesta și este foarte puternic, foarte persistent. Și miroase super. Super, super. Sau poate cine știe, poate mai au Discovery seturi și îmi cumpăr Discovery seturi. Da. Și am primit deci acest sample de care mă voi bucura și mă bucur că am primit un astfel de sample, da? Și al doilea lucru, ce am observat eu, bineînțeles că erau foarte multe parfumuri, foarte multe produse, e un loc interesant, o să mai revin, o să mai ieși pe site-ul lor să vedem ce mai au. Sunt câteva parfumuri care mi-au făcut cu ochiul. Apoi, trecând de la boutique Bed & Body Works, am ajuns și la Victoria's Secret. Și la Victoria's Secret, tot așa, erau destul de multe persoane prin magazin și nu le dădeam seama de ce, pentru că și ei aveau ofertă. Și ce am observat? Am observat că și Victoria's Secret începe să mai vândă produse la ofertă și să mai reducă din preț, mai ales că cei de la Bed & Body Works practic sunt concurenții lor, să fim serioși acum, sunt concurenții lor, și cei de la Bed & Body Works tot timpul au produse noi, tot timpul vin cu oferte, este o cerere mare pentru produse, se vând foarte bine produse de la Bed & Body Works și vreau să vă spun că și astăzi când am fost, era o nebunie la Bed & Body Works, foarte mulți oameni acolo, toată lumea cumpăra câte ceva, dar să știți că nu stăteau mult, cumpărau, știau clar ce au de făcut, stau, imediat plecau. Se vedea clar că veniseră special și chiar se vândeau foarte bine și am observat că și cei de la Victoria's Secret au început și ei să mai aibă oferte, ceea ce e un lucru foarte bun. Și iată că de data aceasta aveau, ce credeți, aveau reduceri la bikini de la Victoria's Secret și practic o pereche de la 65 de lei erau scăzuți la 29 de lei. Deci o pereche de bikini de la sau boxer sau ce vreți voi, de la 65 de lei erau reduși la 29 de lei și mi-am luat și eu o pereche de, bineînțeles, de lenjerie intimă, să zic așa, mai ales că era și reducere, am zis de ce nu să
profit și eu de această reducere. Cred că am mai profitat odată și mi-am mai cumpărat odată de la ei. De fapt, am mai multe produse cumpărate de la ei. Și bineînțeles că aveau și ofertă la body mist-uri din acestea și acestea de obicei nu sunt tot timpul la ofertă, iar acum de data aceasta surpriză, acestea erau la ofertă și anume bombshell-urile, erau toate la ofertă și am zis că e o idee bună să-mi cumpăr pentru că de obicei acestea sunt și scumpe și nu le găsești tot timpul la ofertă. Mie îmi place cum miroase acest bombshell. Așa. Și am zis să mi-l iau. Da, ce chestie. Deci am stat așa un pic pe gânduri, uitându-mă, m-am uitat că distribuitorul de la Bed & Body Works este și distribuitorul de la Victoria's Secret și asta mi-a atras atenția. Deci vedeți aici, distribuitorul este o firmă din Polonia, da? Al Shaya Poland SPZZO și aceeași același distribuitor îl avem și aici, da? Este aceeași firmă, practic distribuie și Victoria's Secret și Bed & Body Works. Asta mi-a atras atenția. Da, acesta miroase foarte bine, ce să vă zic. Este foarte elegant, foarte discret, chiar miroase foarte bine acest bombshell și mă bucur că l-am cumpărat. Acesta l-am găsit la 79, cred că era cam așa, da. Bun, deci acestea au fost, să zicem, produsele de natură parfumată, cât de cât. A fost o experiență interesantă, faptul că am mers la butic și am mai testat parfumuri, am testat și la Obscentum și mă bucur că mi-au dat și niște sample-uri și am mai primit un sample de la cei de la butic, stați că vi-l arăt imediat. Și am mai primit și acest sample pentru soțul meu de la aceeași firmă Rens sau Rance, că vorbim de franceză. Este un parfum care se pare că a fost creat pentru Napoleon. Acesta este un sample al parfumului și bineînțeles că soțul meu s-a bucurat să primească un sample de acest parfum și am făcut o surpriză. Bun, apoi am dat și o tură prin Primark, vroiam să ajung și în Primark. Din păcate, ce este foarte ciudat în mall-urile acestea, că nu tot timpul găsești toate magazinele pe care le găsești în Afi Cotroceni, le găsești și în Băneasa și le găsești și în Promenada sau în alte mall-uri. Și tot timpul trebuie să te gândești bine, ok, la ce magazine vrei să vizitezi, pentru că nu toate le vei regăsi. De exemplu, Primark-ul nu se găsește decât în Afi Cotroceni și în Park Lake, din ce știu. Apoi, Bath & Body Works au început să mai apară în mai multe mall-uri, s-au extins foarte mult cei de la Bath & Body Works și o să-i mai întâlnim în mai multe mall-uri și Victoria's Secret la fel, am observat că au început și ei să se extindă. Mi se pare că Bed & Body Works o să deschidă și în Mega Mall și Victoria's Secret deja a deschis în Mega Mall, însă nu găsești chiar toate magazinele peste tot, așa că de fiecare dată trebuie să-mi aleg un mall care clar are magazinele pe care doresc eu să le vizitez. Și am zis că dacă tot o să ajung în AFI, să încerc totuși să ajung și la Primark, să văd ce mai au, dacă au reduceri sau ceva de genul acesta. Și bineînțeles că erau unele produse la reducere, acum nu chiar toate. Și o să vă arăt acum ce mi-am achiziționat, da? Mi-am cumpărat un blush, un iluminator de genul acesta. Mai am unul,
acasă, însă nu e atât de deschis. Are altă nuanță. Acesta are nuanța pe roz, așa. Da. O să vi-l arăt și pe celălalt. Îmi place foarte mult. Bine, s-a cam rupt burețelul, însă nu aveam așteptări prea mari la acest produs. El imită foarte bine produsul de la Charlotte Tilbury, tot așa blașul acesta lichid. Îmi place foarte mult că e un blaș cremos, are și particule strălucitoare, se întinde destul de bine și vroiam o nuanță mai pe roz. Ceea ce am eu acasă e un pic mai deschis și o să vi-l arăt cum arată. Și îmi doream o nuanță un pic mai închisă, mai pe roz, mai intensă și o să vi-l arăt și pe celălalt. Deci acesta care îl vedeți acum l-am cumpărat în urmă cu câteva săptămâni, Luminous Finish, da? Și acesta este cel nou. Observați că acesta este un pic mai spre portocaliu așa și acesta este mai spre roz, adică se vede că sunt două nuanțe diferite și am zis să-mi iau și nuanța aceasta. Dacă tot l-am găsit și vedeți că spune că este, are un finish spre pink, acesta are spre auriu, da, nu spre roz, spre auriu, spre galben, așa, dar îmi place foarte mult și acesta cum se vede și dacă am fost încântată, bine, v-am zis că burețelul s-a cam spart, o să vă arăt cum, da, l-am cam rupt, dar vă dați seama, la 20 de lei cât costă, chiar nu aveam așa așteptări foarte mari, așa că mi l-am luat și pe acesta și abia aștept să-l folosesc. Arată foarte bine, foarte pigmentat, este foarte, foarte roz așa și îmi place foarte mult cum se întinde, da. Deci mi l-am luat și pe acesta, pentru că v-am zis să-l avem pe acesta și am zis să mai mi iau și celălalt. Și ce credeți? Că am găsit acolo un highlighter sub formă de drops, care mi se pare că imită un brand de la Iconic, cred că este, și tot așa foarte, foarte pigmentat și acesta, adică chiar l-am testat și ăsta chiar aș vrea să-l deschid să vi-l arăt și vouă. Bineînțeles că a costat 17 lei și spun ei că ar fi roz pink. Eu nu prea văd așa că ar fi particule cu roz, însă mi se pare foarte bun acesta. Dacă vreți să vă aplicați în mai multe zone așa și să vă luminați tenul. Acum aș vrea să-l deschid să vedeți cum arată. Dar sunt și eu curioasă, da? Și are o pipetă. Vai, ce drăguț este. Da, într-adevăr, e pe roz. Cred că n-am fost atentă că e pe roz, că scrie că e pink roz, dar eu mă gândeam că sunt... Uitați-vă cum este. Și o să-mi pun puțin pe mână să vedeți cât de iluminată este treaba. Da, acum îmi dau seama că ceea ce am testat eu nu era o nuanță pe roz. Uitați-vă care e situația aici. Și vreau să vă zic că se usucă imediat. Adică puteți să-l... Este lichid la început, un pic uleios și apoi se usucă. Foarte frumos este. Abia aștept să-l încerc. Acum să sperăm că o să fie ok. Deci mi se pare destul de pigmentat, foarte mulți clipici aici. Chiar mi se pare ok așa. Și poate fi folosit și pe corp, din ce văd eu. Ia să vedem dacă scrie face and body. Da. Nu scrie decât pe față. Da, nu scrie. Deci foarte, foarte drăguț. Dar nu mi-am dat seama că sunt nuanțe diferite, în sensul că sunt... Eu cred că am testat nu pe cu nuanțe de roz, ci era pur și simplu argintiu. În fine, nu contează, oricum îmi place, da? Și v-am zis, acesta a fost 17 lei, mi-a plăcut. Apoi am găsit acolo niște
să culez din aceștia pentru împrospătarea mirosului de haine, pentru haine, da, pentru pus în dulap. Și anume acești săculeți cu diverse note. De data aceasta am găsit ceva cu paciuli, ambră și șofran. Miroase foarte bine și acesta, da, am zis să iau unul să vedem cât ține. Oricum, eu nu prea am luat de la ei foarte mulți săculeți din aceștia pentru lucruri. Și ultimul produs pe care l-am luat de la Primark este un produs de toamnă, un produs foarte, foarte frumos, un produs care ne aduce aminte de toamnă, și anume acest buchețel foarte simpatic așa de toamnă, care bineînțeles că are și un ornament aici, un dovlecel mic, și acest ornament a costat 10 lei, din câte observ eu. Da, cam așa arată. Foarte, foarte drăguț acest ornament. Este chiar foarte drăguț. Bun, cam acestea au fost produsele și ultimul produs pe care l-am luat au fost niște papuci de la Humanic. Și anume, am intrat la ei. Știm că și la ei tot așa produsele sunt destul de scumpe. Însă acum sunt reduceri și au reduceri la încălțăminte, la anumite perechi de încălțăminte și la anumite tipuri de încălțăminte, adică încălțămintea de mai mult încălțămintea de vară, au mai mult reduceri la încălțămintea de vară, la anumite branduri, nu la toate. În fine, ideea este că am mers acolo și am găsit niște papuci care erau deja reduși și suplimentar se aplică o reducere de 30% când ajungi la casă. Și astfel încât am ajuns să cumpăr niște papuci care ar fi trebuit să coste 300 de lei, i-am luat cu 90 de lei. Am zis că e un preț destul de bun. Și de la brandul Ara, este un brand bun, au articole și din piele și e un brand destul de scump. Îl știu că am avut produse de la ei. În general, încălțămintea este super confortabilă, în sensul că nu te doare piciorul, nu te bat pantofii, adică e o încălțăminte din aceasta foarte confortabilă și bineînțeles că eu mă îndrept în special pentru o încălțăminte confortabilă, adică nu mă mai uit așa foarte mult la aspect, ci mai degrabă mai mult la confort. Și mi-am luat acești papucei și o să vi arăt imediat. Cam așa arată. Sunt super comozi. Mi-a plăcut foarte mult că sunt colorați. Culoarea roșie. Sunt din piele, da? Talpa este super confortabilă și la 90 de lei mi s-au părut foarte, foarte buni. Și vreau să vă zic că nu se simte. Talpa este genul acela high soft și vedeți că este brandul Ara, care nu știu cum s-a cam luat. Da, uitați, aici scrie Ara. Da, și sunt din piele. Bineînțeles că n-am nimerit fix mărimea mea, dar am zis că la 90 de lei iau și cu un număr mai mic și cu un număr mai mare. Oricum la papuși nu prea se cunoaște așa, nu e ca la pantofi sau la... Așa că i-am luat și pe aceștia și cam acestea au fost cumpărăturile. Dacă sunteți și voi interesați să vă cumpărați, vă recomand să mergeți la Humanic, mai au reduceri câteva zile până la sfârșitul lui septembrie, cred că mai au reduceri. În weekend, la fel, și mâine veți mai găsi reduceri la Victoria's Secret, la Bed & Body Works. Mai găsiți și câteva reduceri pe la H&M, mai erau acolo ultimele rămășițe de la reduceri. Deci încă mai sunt așa pe aici pe acolo rămășițe. Am văzut că și cei de la Primark mai aveau reduceri. Nu foarte multe, dar cam rar vezi la Primark reduceri, să vă spun sincer. Nu mă așteptam să găsesc. Deci mai sunt pe acolo niște rochițe, mai erau la reducere, niște pijamale.
Deci mai găsiți așa rămășițe. Eu mă orientez tot timpul la produse din acestea la reduceri, pentru că au un raport calitate-preț foarte bun și prefer tot timpul când sunt la reducere. Cam acestea au fost informațiile și noutățile. Vă doresc alegeri inspirate și să vă cumpărați ceea ce vă place și ceea ce vă face fericiți, să zic așa. Pentru că și shoppingul ăsta ne face să ne simțim bine și ne face să fim fericiți, chiar dacă e o fericire de moment, zic unii, totuși ne încântă, da? Și bineînțeles trebuie să avem și starea necesară, pentru că nu tot timpul suntem dornici așa să facem shopping, așa că trebuie să avem starea necesară să mergem la cumpărături și să vrem să ne cumpărăm ceva. Și nu știu, e bine să ai timp, să nu mergi să faci cumpărături pe fugă, să te decizi și să faci o alegere bună. Așa că recomandarea este să mergeți singur la cumpărături, ca să puteți să vă decideți și să vă plimbați în voie prin magazine și să vă luați ceea ce este necesar și ceea ce vă place. Vă doresc alegeri inspirate!